Din cabina VAR la CFR FCSB, direct în sferturile ligii, Ișvan Kovac va arbitra duelul italian din Champions League dintre Napoli și Milan. În Anglia, un arbitru a fost în centrul atenției la Liverpool-Arsenal. Scandal uriaș la derbiul dintre Liverpool și Arsenal. Un arbitru de tușă a fost suspendat pe perioadă nedeterminată după ce a lovit un jucător. La pauză, deranjat că Robertson i-a țipat în față, arbitrul l-a lovit cu cotul în bărbie pe scoțian. Arsenal a condus cu 2-0 pe Anfield, dar n-a câștigat cu Liverpool. Liderul din Premier League avea 2-0 în minutul 28 după golurile marcate de Martinelli și Jesus. Salah a fost înger și demon pentru Liverpool. A marcat în prima repriză, dar a ratat și un penalti după pauză. Klopp nu s-a uitat la fază, dar s-a bucurat. A fost convins că Salah va marca. Până la urmă, Liverpool a egalat în minutul 87 și derbiul de pe Anfield s-a încheiat 2-2.